Învie să mă șterg la cu toate întrebările astea. Să fac. Fută Dumnezeu. No, bun. Ala-i. Așa să fie. Ai fut în loc. Păi eu-i fut una la gâgă, tu mi-arunci maceta și după aia zic, no, hai. Ce să mai știe? Os! Gâga ta cu camera. 25% cancer. Cumpărați azi, faceți cancer mâine. Vedeți, un câine de porțelan. Mă, a doua mea cea mai mare frică ar fi Margarita. Cu partea asta mănânc eu. Și de-aia nu mi-explic niciodată de ce tot timpul smurtar ca un purcălău după ce termin de mâncat, desigur. Și dacă tot bateria este pe terminată, aș vrea să vedeți în avant-premieră ceva ce nu s-a mai văzut în întreaga lume. Stau pe loc, așa-i? Stau pe loc. No. Ai de pula mea. Jumate de kil de cartofi am dat afară. Nu no, am vrut. N-am de gând să beau ceva. Permiteți-mi o secundă să mă dau cu fundul de perete. Asistat la nașterea ta. Talent Show. Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la a treia ediție din Satana Talent Show. Mă numesc Dorel Petru și sunt reporter la OTV. Bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la a treia ediție din Satana Talent Show. Afară trec tractoarele, că fix am avut răbă să-și are plugul. Fută Dumnezeu, să fută mai. Ah, ce bine mă simt astăzi, numai bun și proaspăt pentru filmă. Bun, să începem. Bine, vă rog doar să nu-l priviți în ochi, e periculos. Luna, cu atât mai bine. Ce-am un cameraman atât de imbecil că râde la orice fac, de parcă un om normal ar râde dacă ar vedea pe altul că face dă. Nu știu, nu mi se pare nimic amuzant în asta, dar cameramanul meu râde în continuu și nu vrea să înțeleagă că poate să fie concediat, desigur. Nu-l plătesc. Stați puțin, vă rog, să inițiez procesul. Data viitoare o să-mi fut un genunchi în cap. Bă, o să rămânem fără baterie iară. Eu sunt un copil necăjit și acesta este dansul copilului necăjit. Da. Să mergem pe locul 5 unde se află... Ce se află, că am uitat? Un excavator. Un excavator? Da. Ce a fost în mintea mea când am băgat un excavator? Fix, am dat Dumnezeu să-mi vină saliva în gură. Mâinile mele sunt separate de corp. Mă simt separat de acest univers. Grijile nu mă mai au întreab. Stați departe de mine, păcate pământe. Liniște și pace. Locul 5 seama. Miluiește-mă. Și pentru că a dat Dumnezeu. Și pentru că a dat Dumnezeu să vi se... Vai, Andreea, ai scăci. Și ne bucurăm. Pentru plămâni sănătoși. Malboro. Și pentru că a dat Dumnezeu să fie 50 de grade afară, să vi se urce căldura la cap, ne-a strimit videoclipul, Pentru că nu există S. Pe locul 4 avem un... Adevărul e că nici dacă aș avea mai mult talent decât kilogram, n-aș putea desena la fel de frumos ca el. Avem pe locul 3 un băiat care își violează chitara în direct și nimeni nu intervine. Din prima, frate! Ia întoarce-te cu gura puțin. Deschide gura. Au, mă, fraiere. Da, păi, în opinia mea, acest tânăr doar încearcă să-și înăbușe poftele sociale, având în vedere că mult timp de la desprinderea omului de primitivism, nu s-a constituit o legătură legitimă între rațiune și vulgaritate. Așa că am nevoie de mai multe cuvinte importante. Da, obsesia umanului ce-l chinuie pe tânărul copil reprezintă doar meditația asupra oribilului și a grotescului din interiorul său, așa că vaga exprimare a vulgarității sinelui nu contribuie nimic la obținerea unei poziții sociale mai bune. Prin urmare, eu sunt porumbel. Aș vrea să facem 250 de miliarde de poze. O, dar nu-i bani!